cum vă spuneam, încă de la începutul emisiunii de astăzi, adică pe la 14:40, luna mai este dedicată conștientizării astmului și a importanței sănătății plămânilor. La acest moment în România, aproximativ 1 milion de persoane suferă de astmă, dintre care 10% se confruntă chiar cu o formă severă, așa că am invitat alături de mine astăzi pe drum cu prioritate pe doamna dr. Gina Ciolan ca să discutăm despre prevenția, simptomele și tratamentul adecvat al acestei boli. Sărbunile, bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Un picuț mai aproape de microfon, așa. Luna mai este luna pe care o dedicăm astmului. Astmul fiind o boală cronică, întâlnită în țara noastră la foarte mulți dintre pacienți, dintre persoanele care locuiesc în această țară. Dumneavoastră ați spus aproape 1 milion, așa este, sunt undeva la peste 900 de mii pacienți. Pacienți despre care știm că probabil sunt exact persoane care este. Nu... Da. Pacienți pe care îi știm și pe care îi avem înrolați undeva la aproape 1 milion, mai că sunt mult mai mulți probabil. Din acești pacienți sunt mulți pacienți care au o formă de astm sever. Din păcate, mai mult de 2/3 dintre pacienții noștri cu astm sunt diagnosticați în copilărie, ceea ce înseamnă că este cea mai frecventă boală cronică a copilului. Și atunci trebuie să ne gândim mult mai serios la acești pacienți, pentru că ei au nevoie de toată atenția noastră. Foarte interesant ce ați spus. În perioada copilăriei, ca părinți trebuie să fim atenți. Cum se manifestă astmul? Adică, măcar pentru așa un minim de educație pentru cei care au copii, măcar să, nu știu, să se ducă la medic dacă observă ceva în neregulă la propriul copil. Cum se manifestă? Astmul bronșic are manifestări oareșcum comune, iar sunt anumiți pacienți care au simptomatologie personală, ca să zic așa. În primul rând, pacientul cu astm are tuse. Tuse care poate să fie seacă sau cu expectorație, tuse care apare după expunere la anumiți factori de risc, au wheezing, pacienții noștri au o respirație șuierătoare, au constricție toracică, au un somn neodihnitor, ei se trezesc de foarte multe ori pe parcursul nopții datorită crizelor de astm. Tusea în momentul în care este pe o perioadă mai lungă, pentru că copiii mai răcesc, mai tușesc. Când ar trebui să fim așa alarmați? După câte zile de... Sunt situații în care copiii rămân după o viroză, după o intercurență respiratorie, rămân cu o tuse care durează mai mult de 2 luni. Plămânul normal, plămânul pacientului fără astm, are voie să tușească, ca să zic așa, până la 8 săptămâni și să nu ne facem mari griji, numai că dacă după această perioadă tusea persistă, copilul trebuie să fie dus la medic, însă vreau să se înțeleagă foarte bine. Nu țin copilul 8 săptămâni acasă să Doamne tușească. Ferește, da. Da. Și ulterior să-l duc. Duc copilul la o consultație, este foarte corect să mergem atât noi adulții, cât și copiii să mergem la doctor atunci când apar simptomele și nu să ne tratăm după buna noastră știință. La unii pacienți simptomele pot fi mai severe, chiar și atunci când urmează tratamentul standard. Care sunt cauzele, să zicem așa, pentru care apare această situație? Este adevărat, sunt pacienți care au simptomatologie severă. Pe de o parte, este pacientul care nu respectă tratamentul sau care respectă tratamentul, însă el are nevoie de mai mult. Este într-o treaptă a bolii care necesită mai mult tratament sau are un astm refractar și atunci noi, ca și specialiști, trebuie să găsim varianta optimă de tratament pentru acești pacienți. Și cel puțin în ultimii ani, pacientul astmatic cu astm sever, cu astm refractar, beneficiază de tratamente moderne și când mă spun acest lucru, mă gândesc la tratamentul biologic. Uite, să ascultăm și un mesaj audio trimis de un ascultător. Bună ziua, Denis! Salut! Pentru plămânii mei am lăsat fumatul, am fumat aproape 20 de ani. Acum de vreo 14 ani nu mai fumez. Urcam pe munte și
făceam ca o locomotivă cu aburi. Fumam două pachete de țigări la zi, uneori nu mi-ajungeau. Dar de când am lăsat țigările, treaba asta altfel, urc mai ușor pe munte și cheia succesului de a mă lăsa de țigări a fost voința. Nu merge nici cu bomboane, nici cu nimic. Doar voință, dacă ai, reușești să te lași de fumat. Ticu din Suceava. Mulțumim, Ticu, pentru mesaj. Deci fumatul ar fi, cum să spun, primul lucru care, pe care ar trebui să-l schimbăm la noi, mă refer la fumători, nu? Pentru a ne ține la distanță de un asemenea risc. Trebuie să lăsăm fumatul sau să nu ne apucăm de fumat pentru a fi așa sănătoși. Așa ar fi de preferat, da. Pentru a fi sănătoși. Atunci când ne gândim la astmul bronșic și ne gândim la factorii de risc a acestei boli, fumatul poate să fie, este considerat factor de risc. Pe lângă acesta avem infecțiile virale, avem poluarea. Noi trăim într-un oraș cu mare poluare și atunci riscul poate să crească. Domnul Ticu la Suceava poate să beneficieze. Are un aer mai proaspăt un pic decât la noi, da. Însă ne mai gândim când vorbim de factorii de risc și la alergeni pe care avem cu toții peste tot și atunci, și despre care s-ar putea câteodată să nu știm că îi avem, nu? Este adevărat. Foarte mulți dintre noi nu știm că suntem alergici până la un moment dat, dar uitați, acum au înflorit teii și au înflorit și plopii. Sunt adevărate teste de diagnostic pentru pacienții care nu se știau astmatici sau pentru pacientul astmatic nu este o mare bucurie că a înflorit plopul. Da, sunt mulți oameni care merg și își fac alergograme, cred că se cheamă, nu, în perioada asta. Descoperă, poate la o anumită vârstă, lucruri pe care nu le știau. Atât vreau să vă mai întreb. Cineva care are această afecțiune poate trăi cât de cât normal, toată viața, de ce trebuie să țină cont așa în încheierea interviului? Nu îmi place cu cât de cât normal, pentru că pacienții cu astm care respectă tratamentul au o viață normală. Au o viață absolut normală, ei pot face sport, pot merge la serviciu. Este important să respecte anumite lucruri și este foarte important să se împrietenească cu tratamentul lor și să nu considere că nu mai au nevoie de tratament, că sunt bine. Ei sunt aici bine. E capcana, când te simți bine să nu mai urmezi tratamentul. Pacientul astmatic, comparativ cu alți pacienți, își permite, boala lui îi permite să nu facă tratamentul și atunci este păcălit. Îl sărim azi, mâine. Apare o nouă criză. Da. Mulțumesc mult, doamna doctor Gina Ciolan. Să știți că acest scurt interviu, dar extrem de util, dacă nu l-ați prins de la început, rămâne pe pagina de Facebook Europa FM. Vă mai așteptăm la noi în studio. Mulțumim pentru toate aceste informații și sănătate multă. Și dumneavoastră la mulțumim. Fel.